Vide casa regelui Charles al III-lea, aici în proximitatea pârâului pe care majestatea sa, regele Charles al III-lea, îl traversează de fiecare dată atunci când se întoarce din expedițiile pe care le face în mijlocul naturii. Vreau să vă spun că de fiecare dată când l-am văzut pe majestatea sa, regele Charles al III-lea, a trecut acest pârâu prin apă, efectiv, întorcându-se din această zonă frumoasă pe care noi o denumim drumul regelui, pentru că de fiecare dată după ce explora împrejurimile, dealurile de un verde frumos și tot ce înseamnă natura de care acesta este îndrăgostit, se întorcea pe acest drum de piatră, împreună cu prietenii, cu apropiații, bucurându-se de priveliște și, așa cum spuneam și în celelalte intervenții, împreună cu apropiații, având alături binoclul și, bineînțeles, toiagul pe care îl folosește în expedițiile sale. Spuneam că regele se comportă împreună cu apropiații ca un simplu om și ne-a impresionat de fiecare dată când a traversat pârâul prin apă, efectiv. Mulțumesc foarte mult!